Accident de muncă la un centru de dezmembrare auto și prelucrare de fier vechi dintr-o Beta Turnu Severin. Un bărbat în vârstă de 48 de ani a ajuns în stare critică la spital în urma unei explozii. Incidentul s-a produs la centrul de dezmembrare auto din Drobeta Turnu Severin. Speriați martorii au fost cei care au cerut ajutorul pompierilor după ce un incendiu a izbucnit acolo. La fața locului am găsit un incendiu la tamburi cu hârtie presată, cu posibilități de propagare la toate materialele din curtea depozitului și un bărbat inconștient, dar cu semne vitale, preluat de Zmurd și Saj, ulterior transportat la UPU de către Saj Mehedinți. Muncitorul de 48 de ani a fost preluat de paramedici și transportat la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin în stare foarte gravă. Este cu politraumatism, cu șoc hipovolemic clar, bănuiesc și o hemoragie internă, plagă frontală dreaptă cu fractură osoasă, plagă parietală dreaptă, fractură dreaptă, gambă dreaptă. În urma acestui incident, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la producerea acestui incident.